Bună seara, bine v-am regăsit la Rei da Buni. În urmă cu câteva zile, atunci când au fost aici pe canapea la Rei da Buni, Francesca și Bogdan habar nu aveau că în acest weekend își vor jura credință veșnică. Francesca e pe plaiurile ei natale, la Botoșani, acolo unde se va întâmpla marele eveniment. Va deveni soția lui Bogdan. Gata? Te-ai liniștit? Ți-ai găsit locul? Da, gata, m-am calmat. Foarte greu. Deci... M-am exprimat greșit. Nu că e ceva așa, e foarte important. Cununia oficială e practic cea cu actele. Dar m-am referit la faptul că petrecerea în sine va fi una mai restrânsă. Adică sunt în jur de 120-130 de invitați. Cum ai zis? Foarte. Mai restrânsă? 100-120 de invitați? Da, pentru că doar rudele sunt vreo 80-90. Am înțeles. Te-am zis că la mine familia este foarte mare și de fiecare dată îmi sunt cu toții alături la orice eveniment. Și la Paște și la Crăciun. Asta e casa ta părintească? Da, unde am copilărit, unde am crescut, aici camera mea, uite, vezi păpuși în spate. Hai, vreau să-ți văd păpușile, că mâine, poi mâine te măriți la propriu. Ia stai să întorc puțin telefonul. Nu am foarte multe, să știi, că am câteva de... Uite, asta seamănă cu mine, stai să te văd. Asta, adică seamănă cu mine. Eu când eram mică eram creață și aveam părul foarte creț și are ochii căprui. Asta e o păpușică Barbie pe care o am și asta e o păpușică pe care am stricat-o când eram mică, dar să știi că am păstrat-o așa, cu gâturul, mie. Deci e... Păi asta e te mai lasă Bogdan să dormi cu păpușile când ajungi acasă? La Botoșani? Te mai lasă Bogdan să dormi cu păpușile când ajungi acasă la Botoșani? Da, de ce nu? Ce, e un lucru rău să fim copii? A, nu, Doamne ferește, doar da, cum să nu, doarme și el cu mine, cu păpușile, cu căței, cu tot ce e. Nu-i problemă, îți dai seama că acum fiind mai mult pe drumuri, casa e practic doar de 2-3 ore de dormit pe noapte. Pentru că m-am săturat, deci am făcut liste, listuțe, iar liste, iar listuțe. Așezare la mese. Vai de mine, deci nu știu, am zis că iau, la nuntă vor lua o firmă pentru că vor fi 500-600 de invitați. Adică. Și voi lua, probabil voi apela la o firmă care se ocupă cu organizarea unei nunți, pentru că la mine cred că va fi horror cu programul. Dar stau și mă gândesc că tot tu trebuie să faci chestia asta, adică tot tu îți cunoști invitații, tot tu știi pe cine, cu cine trebuie să așezi și nu știu cum mă gândesc, mă ia groaza ce mă așteaptă anul viitor. Noi acum vedem niște poze cu locul în care se va desfășura petrecerea de după. Da, da, să știi că va fi aranjat foarte frumos. Dar e foarte frumos deja, de ce să... Da, e foarte frumos. Am ales un conac în afara orașului. Să știi că am mutat, am viză de flotant pe buletin ca să putem face ceremonia acolo, în aer liber, pentru că n-a aprobat Consiliul Local să fie făcut în aer liber în Botoșani, undeva în oraș, și am mers la acel conac și am zis că dacă tot facem petrecerea, hai să fie totul acolo, să fie și ceremonia în sine. Și noi am realizat abia după ce am găsit acest local, pentru că, dai seama, fiind pe ultima 100 de metri, am găsit cu greu o locație și mai ales sâmbătă. Și ne-am dat seama că noi acum 6 ani ne-am cunoscut acolo, adică la aceeași dată, pentru că mâine este și ziua lui Bogdan. Deci mâine e ziua lui Bogdan și Răspoi mâine este cununia și petrecerea de după. Asta e programul, nu? Da, cam acesta e programul. Faci petrecerea burlăcițelor cu fetele din Botoș Angeles? Din Boston, sau cum se zice, la Botoșani? Înainte de cununia religioasă voi face... înainte de nuntă, practic, deci voi face petrecerea. Nu acum, pentru că nu am avut timp. O făceam acum, dar n-am avut timp să ne organizăm. Probabil că voi ieși chemat... cu fetele în oraș. Bănuiesc că te-ai chemat și vreo 2-3 iubiți, foști iubiți la... Care 2-3 foști iubiți? Că eu sunt cu Bogdan de la 18 ani. 1-2 foști iubiți. Bănuiesc care 2? 1-2 foști... Hai mă, nu se poate să nu fi avut un iubit în Botoșani înainte să-l cunoști pe Bogdan. Deci tot ce au fost amici, colegi de școală, găști, băieți, fete, dar eu n-am avut nicio relație serioasă înainte de el. Deci prima ta dragoste, asta vrei să spui. Da, sunt de la 18 ani cu el. De când era micuță, și, na, îți dai seama.
noi nu ne-am dat seama că relația va evolua așa frumos, dar adică dacă îmi spuneai acum ceva timp că așa o să se întâmple, probabil că ridicam din numeri, adică... Dar ce rochie vei purta? Inițial am vrut să port o rochie albă, să fim ambii, să fim și eu și el îmbrăcați în alb, dar m-am gândit așa, că voi purta la nuntă rochie albă, care este deja stabilită anul viitor, și am zis că hai să fiu doar atunci în alb și am ales să fie un tot o culoare pastel, tot o culoare deschisă, o culoare de vară, să fie un pic roze, așa. Și mulțumesc Anei Maria Prelipcean și lui stilist MR Lucy Power pentru răbdare, pentru că sunt foarte dificile. Stai un pic, tu te-ai dus la Botoșani cu designer, make-up artist, adică ți-ai adus toată brigada designer. De... Lista mea este alături de mine oriunde merg, chiar dacă nu am putut să vină fizic, îmi trimite. Deci eu vreau să spun, Mihai, că astăzi este miercuri, mâine este joi, eu încă nu am primit nici rochia, nici sandalele, nu, abia mâine, seară sau vineri, cred că ajung, dar am toată încrederea că o să vină. Da, mă duc și eu în vacanța asta acasă la maica mea, în Baia Mare, dar mă tot cer cu maica mea de o săptămână, că nu știu unde să-l culp pe stilist. De mine. La mine am o casă așa de mare și să știi, Mihai, că oamenii mișcă în capul oriunde. Deci ai multe rude, asta înseamnă că o să ai și muzică populară? Plin de muzică populară. O să fie și muzică ușoară, dar... Cine? Pe cine ai chemat? Populară... Vreau să știu pe cine ai chemat să-ți cânte la nuntă. Am chemat așa pe doamna Brândușa Covalciu, care este din Botoșani, pe doamna Cornelia Ciobanu. Am un band local de aici, l-am pe Laurențiu Lascarache, care este un interpret foarte talentat și un instrumentist foarte talentat, un saxofonist foarte talentat. Și știi tu foarte bine că oamenii fac atmosfera la orice petrecere. Și eu în familie am foarte mulți dansatori, să zic așa, care nu-ți ocupă prea mult locul la masă și am toată încredere că va... Vezi că poate vin să te spionez în weekend, prezint un botez la Gura Humorului, deci ai ești grijă. Ești invitatul nostru. Nu, lasă că... Nu, stau eu acolo, doar trec să văd dacă toate se desfășoară după cum... Cum prevede legea. Rudele de la Botoșani sunt mulțumite. Să nu dai în dealea cu Kanye West, cu ce ați auzit nu, voi de la Hollywood, nu, dau, nu merge aici. Păi aici asta nu zic. Merge. Adică, țineți-o frumos, tradițional. Lasă-te curată. O sărmăluță, un aperitiv. Absolut. Fiu. O sărmăluță ca Moldova. Unde mai găsești? Bă, dacă toate miresele, ca să zic așa, ar fi la fel de relaxate cum ești tu cu două, trei zile înainte de nuntă, cred că ar fi foarte mișto. Mi se pare că ai un vibe foarte, foarte bun. Mulțumesc, pentru că tot ce fac în general, nu fac nimic, n-am făcut niciodată nimic din obligație, n-am făcut niciodată nimic pe baza unui compromis, n-am făcut, adică ceva care să mă pună într-o situație dificilă, să zică, bă, nu vreau, dar hai să fac și pe asta. Nu, pur și simplu, mi-am dorit, am simțit, am făcut cam asta, adică nu e niciun secret. Pur și simplu, să știi că relaxarea nu e chiar așa cum pare, sunt un pic agitată, pentru că vreau ca toată lumea să se simtă bine, dar acesta este singurul meu stres. În rest, dacă aș putea schimba ceva în acest moment, să știi că nu aș schimba absolut nimic în viața mea. Îți mulțumesc mult de tot, Francisca, salută-l și pe Bogdan, casă de piatră și să vă iasă toate